No, Tati, bine -i venit, Dane. Ce zici? Am ajuns <laughs> la o concluzie destul de validă pentru compasul politic al clujenilor. Au oh, că bine ai venit, mă, că bunesc că deja urmăritorii tău o să zică că eu stau aici la tine acasă, în pui mei. <laughs> ai, 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 nevoie de, ai nevoie de opinie așa, de un tei, ai scos până de din cămară, cumva. <laughs> nu cred că o să ne mai, cum să zic, distingă lumea, mai trebuie să treacă încă vreo 10 ani până chilesc și eu și apoi cred că suntem de ajuns să fim gemeni. Aș vrea să mei. ajung și eu la fel de citit ca tine. Să Hai mă, acum nu mă, trebuie mă. să faci o felație, la e ok. <laughs> uh. Nu no, zi, mă, ți-a plăcut și o Păi da, domnul Goia, bineînțeles, extrem respectabil în tot ceea ce a zis, în modul în care a abordat un subiect. Este de sensibil cu urma ideologilor contemporane, mai ales în Cluj, pentru că nu pot să zic că e un subiect atât de discutat într-un mod transparent în politica românească. Adică mi se pare că abia acum încet începem să ideologizăm uh, anumite poziții politice, dincolo de, să zic, corupție și anticorupție, știi? Care a de corectitudine și anticorectitu anticorectitudine, să zic. Aia răi și aia bun, știi? Pentru că, într-un fel, prin uh, noțiunea asta de ideologie, arăți că avem raportări diferite la o realitate care nu, neapărat, care nu neapărat bune sau rele. Adică vedem cumva realitatea în mod diferit. Nu? Bun, deci ca să înțelegi un pic despre ce e vorba în clipul ăsta, eu am fost și am vorbit cu Clujeni pe stradă, le-am pus tot felul de întrebări ca să aflăm unde se află ei pe compasul politic. Și după aia am discutat cu Robert Goia pe baza acelor întrebări. O durat o oră 48, cam așa. Dacă vrei, poți să te uiți prima dată la episodul ăla, dar aceasta este o continuare la acel episod în care s-a alăturat și Dan Dășan, care era lângă noi în tot acest timp pe canapea citind Hegel. Mă rog, poți să te uiți în ce ordine vrei, Poți să te uiți la clipul ăsta prima dată, poți să te mergi înapoi să te uiți la clipul ăla prima dată, depinde cum stai cu timpul. Ideea e că ambele super faine și cred că o să-ți placă. Mersi mult că ești aici, te pup! Mm. Și din punctul să vedere, no, noi unde am ajuns? Pa' aici, pe undeva? Între, fa mă rog, în primul rând, fire-a să fie pe aici. Iohannis Pe <gătă> aici Doamna Șoșo, no. că tu-s și mai aproape de Stalin Poți să-l mulți, hai să ne no. mutăm aici pe nu trebuia să-l mutăm P neapărat da. mi-a făcut treabă Nu, că, nu că distrugi no, punctajul no, pe care l-am no, făcut Stai, l-am stricat, l-am stricat Bă, clasic Iohannis Clasic Iohannis, să vă mulțumesc Ce? Așa, că strică chestiile în puiile Măcar de-ar mai strica și el ceva, mă, dar Nu, mă rog, numai avioanele bunesc că le-ndoie Așa? Deci doamna da, și-o un pic mai încolo, mai înspre Stalin, un pic, așa că nu prea le trebuie, mă rog, nici de data n eu. Uh, deci ne-am ajuns pe aici. Aici, cea singură chestie pe care o să o înțeles, pe care ați o și voi în timpul podcastului mi se pare mult clar că șantiunul nu e reprezentativ. Acum, nu cred că și conceptul de șantul că tu n-ai făcut un studiu științific aici. Aia e o chestie. Da, deci, uh, deci stai să zic. Deci, ideea e că eu am întrebat oamenii dacă vor să se bage, numai că îți cine vrea să apară într-un TikTok. Da, da. Tinerii, oamenii care se deschiși la minte. Da, da, da. Știi, ce vreau să zic? open de ce că... da, deci cumva să zic ce a apărut? Stân... E ce interesant de văzut și tipul de regenerație, că a apărut cumva tinerii care țin să fie mai de stânga și libertarieni, adică pe stânga jos. Eu în timpul facultății eram aci. <laughs> <laughs> eu, când făceam, <laughs> comparsul compasul politic eram pe aici, undeva. <laughs> da, 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 au fost destul Și nu, mai sus, m-am mai roșu no, în ultima vreme. ce eu mă identificam pe acolo cu partea aia de colț jos. Da, eu de l-aș pune, eu pe clar l-aș pune mai jos. Deci de da, da, pune, da, 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 și eu. Da, pe acolo. Da. Pe da. E, da. eu, zic că, e autoritar, că ăsta zice, bă, no, primăria fac... să vină să ridice mașina, să nu parcheze pe trotuar, la, 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 Bine, acum Bine. alea sunt eu... de la mici, domnul e liberal, adică nu are niciun fel de chestie cu, mai mult acolo cu Lăsăm fair, să le lăsăm pe toată lumea să facă ce vreau. Cam asta e uh, opțiunea Domnului uh, Fire. Deci din punct de vedere, eu chiar vreau să zic că eu aș leuda oamenii care chiar au venit și au și zis anumite opinii care mi se pare că sunt mai mult împărtășite în ziua de azi decât, să zic, chestia asta de stânga progresistă, cum s-ar spune, uh -huh. știi? Adică oamenii cu opinii, mă rog, cum am fost identificat, de exemplu, pro piață. Sau, de exemplu, anumite opinii contradictorii în ceea ce înseamnă, de exemplu, fumarea de iarbă recreațional sau dreptul de căsătorie între persoane de același sex. Pentru că eu cred că opinia aia e mult mai, cum să zic, împărtășită la nivelul populației și, în al doilea rând, chiar ai nevoie de un pic de curaj să vii să zici pe, uh, o opinie care știi că, în mod evident, cumva nu o să dea foarte bine, dar știi că ai vrea să o spui, știi? Da, Chiar dacă, nu, no, și eu sunt dez în dezacord cu ele și și goia. Să zic, le-a nuanțat ca fiind, cumva să zic, biasate din anumit punct de vedere sau nu. Ah, ok, ok. Eu te referai la alea de pe aici, de... Da, de exemplu, nu, no, domnul care zicea că... Nu zicea, că ce, ce lucruri bune a făcut vreodată un birocrat. Care, <laughs> domnul, care... e foarte hilar, adică nu da. mi se pare hilar ce o zici, știi? Da, și da, în timp, tare, da. Bă, și în același timp ai opinia care, dacă ar fi să întrebi cu gen. și în același timp aici intervine și un fel de... neapărat, ce neapărat naivitate, dar eu zic că nu ne în proporții, dar o foarte mare parte din, din clujenii care lucrează și sunt angajați, cred că ar și o opinie ca dânsului. Sincer, cel, cel puțin din punct de vedere economic. Știi? Adică, de exemplu, ar trebui să luăm, de exemplu, nu știu, în mod concret, pentru că întrebarea asta de ideologie, nu știu, ar fi să întreb, nu știu, opinie clasică, să zic, nu știu, mai socialistă, să spunem, știi? Ați dori, de exemplu, piața de energie electrică și de gaze naturale să fie naționalizată. Ați dori, de exemplu, ca uh, anumite resurse să nu facă parte din piață. Sau, de da. exemplu, ar trebui, există o diferență de bunuri între un bun imobiliar și chipsuri. Ar trebui să și bunul imobiliar să se supună acelora, acelor, acelor, acel, nu, acelor. unor legi asemănătoare, știi, ale și oferte, oferte ca și... Am, ca A, deci chestia asta să nu poți să faci bani vânzând apartamente pentru că da. e dreptul oamenilor la locuire. Dar da. cred că există că, chestia asta cu să devină de stat. Companiile de electricitate și mai departe. Asta e o discuție, da? E o discuție, da. 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 Mi se pare că România ar fi foarte reticenți uite, ce noi avem de stat CFR-ul. avem de stat ce da, da, da. care da, Și lucruri da. de stat făcute la noi tocmai din cauza corupției. Îți spun de așa, bă, se existe și fondurile nu trebuie neapărat să le investesc că să fac mai bine, pentru că pot să-mi iau eu ceva mai, da. mai chiar, că exact. eu conduc și le duc unde vreau. Aici problema mare mi se pare că, în general, lumea nu are încredere în stat de la Dar și, și de pe de da. de ce? Gen, uh... Aici nu-i judec, scuze-mă că te-am întrebat, numai, în primul rând, cum ai zis tu în timpul filmărilor, e că e și o traumă comunistă, uh -huh. mi se pare, și, în al doilea rând, și trauma, să zicem, tranziției de la comunism la capitalism, din anii uh -huh, 90. Uh -huh, adică, uh -huh. cum e, cumva, pentru că acolo intervine și generația, dacă vrei să zici, a părinților noștri. Știți, uh, oamenii care au, au intrat în maturitate, de exemplu, în perioada anilor 90, știi? Adică, e, practic, au fost o generație că, cărora le-a fost furat statul. Da. Asta e cât se poate de concret faptul că le-a fost furat statul. Uh -huh. Atunci, în mod clar, dacă de aia cumva se vede și tranziția de generații. Tine, vin, avem nevoie de mai mult stat. Desigur, uh -huh. nu cu cereri concrete, cu cereri da. abstracte. Avem nevoie, cum ziceai, și tu că anumite companii să fie reglementate. Ok, dar din ce punct de vedere? Da, să fie exact, reglementate. Exact. Vrem taxe pe capital, uh -huh. vrem taxe pe proprietăți, vrem taxe pe imobile, atunci dacă pui întrebări, astea într-un mod concret, poate și anumit tineri să fie ceva genul... Maybe not, știi? Adică maybe not. Da. Uh, deci, din punct de vedere generația părinților noștri care a trecut prin Revoluție și prin Comunism și așa mai departe, bineînțeles că sunt mai predispuși la, sincer, cam cred că asta e nuanțarea, la avea mai multă, mai puțină încredere în ceilalți. Pentru că sunt niște persoane care au fost trase pe sfară de către o mare parte, într-o mare parte a istoriei noastre. Pentru că, în ce înseamnă statul? Statul înseamnă comunitate, înseamnă întreajutorare, înseamnă faptul că suntem dependenți de ceilalți, fie că vrem, fie că nu vrem. Știi? Deci, până la urmă, eu e reprezentativ pentru o ideologie, o ideologie românească care acum începe să se, cum să-i scriu eu, crape puțin pentru că ajungem în niște situații foarte complicate, de exemplu, cu piața imobiliară. Nu putem să propunem să vină. Nu, no, mă pornesc, chiar că tot ce zic asta. Uh, știi? Nu. No. Nu poate să vină, de exemplu, un USR care e partidul unui fel de generații noi și moderniste cu mecanisme pro-piață prin care să propună soluții pentru piața imobiliară. Ne trebuie niște anumite soluții care, vrem, nu vrem, o să aibă o anumită tangență cu anumite mecanisme, așa zis, socialiste sau comuniste. Atunci, în mod direct, o să se prindă traume în minte. Mie mi se pare că, dacă ar fi să dau și eu două cuvinte despre chestia asta, mie mi se pare că, în general, lumea nu vede situația așa de alb și negru cum... Cum încercăm să să expunem noi problema prin acest uh, um, compas politic. Adică, no. lumea nu se gândește dacă e de stânga sau dacă e drepteata, dacă e să vorbești cu ei în viața reală, pe stradă. No. Chestiile astea sunt gândite când interacționezi pe telefon și când dezbați chestiile astea pe telefon. În general, no. le regăsești cele mai mult acolo. Și dacă e să ne luăm din ce am observat eu cum s-au răspuns la aceste întrebări, uh, lumea de obicei răspunde la întrebările astea din, strict din prisma experienței lor și din de ce cred ei, ce cred ei că ar trebui făcut. Oh. Adică nu mi s-a părut că în afară cu puține excepții, în afară de puține excepții, nu mi s-a părut că lumea și-o însușit neapărat o stângă sau o dreaptă corect, sau corect. Uh, o autoritate sau o libe știi libertarianitate. Faptul e că tu nu trebuie să te identifici transparent cu o credință sau, un fel de, sau o identificare ideologică explicită, uh -huh. ca acea identificare ideologică să funcționeze oricum. Da. Știi? Pentru că, de exemplu, mai e și mă rog, e punctul ăsta de vedere prin care, de exemplu, dacă ai un PSD care nu are o perspectivă de stânga, aia nu înseamnă în același timp că el nu o să joace într-un mod implicit perspectiva de dreapta. Știi? Da. Adică, de exemplu, în anii 90 sau 20, în ultimii 35 de ani de tranziție. Adică noi suntem pro-capitaliști, deci suntem pe acolo până la. Uh -huh. Știi? Și uh -huh. când, Deci suntem aici. Când vine vorba de piață, totul liberalizat și privatizat. Da, da. Dar când vine vorba de droguri, aci. Da, exact de știi? Zice, Deci da. Vrem bani, dar nu vrem uh -huh. nici drepturi. Știi, adică... <laughs> exact. <laughs> adică... <laughs> vrem bani, știi? Adică... <laughs> care pe termen lung? Nu, nu, fascism. Ma, ai... Am încercat o anumită chestie, un fel de. Am avut un mic experiment uh, antidemocrat timp de vreo 40-50 de ani. mi e frică să ajung la <laughs> un alt proiect antidemocrat, în vreo cât, câteva decenii. Știi, având în vedere tranzițiile care se întâmplă la nivel european. Pentru că, nu, no, într-adevăr, îi și un scenariu, știi, numai. Doamne, frește să vină un George Simion mult mai inteligent și mult mai abil. Și în același timp ca să fie mult mai plăcut de oameni decât este George Simion. Dar este natural știi? până la urmă, pentru că dacă stai este, gândește gândești, am, împorni, am pornit de la corneliu Vadim Tudor. Și, practic, no. George Simion este versiunea ceva mai deșteaptă decât el. Decât Vadim Tudor, stai puțin mai. Mai, e, carismatic, e, e, mai carismatic, mai e, e Nu, e, e, e Vadim Tudor e mai carismatic. Nu, aia, da, că, că, Vadim Tudor e carismatic. Dacă că Vadim Tudor o dădea foarte lătrător cumva, care se preta pe vremurile alea. Mm. George Simion ce face și se pretează pe vremurile actuale, se folosește de tehnologie în ultimul hal ca să-și adune masele în spatele Corect. lui. Și am mm. vorbit despre asta și ieri. Mm. știi? Și face chestia asta prin a manipula efectiv uh, rețelele de socializare pentru a mobiliza masele în spatele da. lui. Și așa ajunge George da, dar mobilizează Simeon. și o nemulțumire reală. Da, adevărat așa asta. A, e clar. Noi nu, mi mi asta o mi se pare. Astea. Știi că nu, dacă acolo mai discuție pe care am noi pe podcast, că după aia vine cumva o elită, mă rog, o elită liberală, de exemplu, care demonizează pe cei care votează aur. Cum să votează aur, știi? Da. Pentru că în aceeași timp minimizează anumite, de exemplu, probleme reale de economie, gen inflație, salarii minime. Minimizează uh, frustrarea care Minimizează există. frustrarea care este creată prin un fel de incapacitatea statului, da. pe de-o parte. Da. Știi că e o chestie pe care o discut, nu, cel puțin din punctul meu de vedere o discut de mult timp. În sensul care poți să ai și anticorupție, și să mm -hmm. ai și un stat de, de, de și în același timp puternic. În același yeah, timp. Exact, exact. Știi? Cu atât mai mult s-ar putea să ai un stat anticorup dacă chiar poți să ai încredere în statul ăla să facă niște lucruri și poți să ești depus să depui munca investițională și intelectuală, cum să vezi ce ar însemna un stat. Mm -hmm. Bă, Chris, Chris, zicea că i-a zis, am vorbit atunci cu el și Ii, a zis, n-am dat niciun nume până da, acum mă, ca să protejez toate datele apoi și apoi acum. Da, bă, deja, mai au trecut două ore, cine se uită acum deja sunt prietenii noștri. Bă, da, salut, da. Deci, cea da. zicea da. deci, de 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 chestia asta că, bă, problema cea mai mare e corupția. Deci, cu, by all means, dă-o de dreapta atâta timp cât e anticorupție, se dezvoltă economia, nu e o problemă, la la Și, de și aduce socialismul mai încolo. Important e să ne scăpăm de putregaiul din guvern care fură bani. He has a point. Și... Dar în alt punct de vedere, de exemplu, dacă elimini, iarăși, e punctul de vedere userist, dacă elimini corupția și elimini pensiile speciale, câți bani o să aduci la stat? 2% sau 1%. Cât bani crezi că se storc din statul român prin corupție și prin pensii speciale? Bă, sunt important și așa să nu existe da. chestiile respective. Dar nu să-ți aducă gen banii la buget prin care să restructurezi sistemul de educație, care e cel mai subfinanțat din aproape toată Europa. Sistemul de uh, uh, ăsta, sănătate. Gen, ne pică toate spitalele în toate locurile. Numai că noi ne dăm seama că ne trebuie și bani la stat ca să reparăm spitalele respective. Da. Pentru că dacă ai o situație, de exemplu, o operație complicată, oncologică, când o să mergi la un spital privat, de exemplu, să-ți facă o operație oncologică complicată pentru că nu se, nu se pretează pentru ei să facă investiția respectivă. De deci ce investesc în anumite, să zic, proceduri medicale care se pretează din punct de vedere al profitului? Și atunci te întreb, din punct de vedere al intervențiilor medicale, totul trebuie să fie supus motivului profitului? Sau este, să zic, sănătatea nu e neapărat totalmente un bun? De ce ați zis de întrebări pe care trebuie să ți le pui pe termen lung pentru a... Acoperi anumite carențe ale statului român. Nu doar anticorupție și taxe mici. Da. Crezi că statul român poate deveni o lance ideologică pentru restul lumii să, să oferim un exemplu celorlalți? No. La un moment dat. A, nu, în dacă, viitorul apropiat. Dacă își face deja un partid? Bă, nu-mi băga cuvinte de gură, că eu sunt bă, un bă, universitar mai aici. Știi? Bă, bă. Nu, nu, nu forța pe om să candideze, man. Ziceam, ipotetic, ipotetic, da. ipotetic, ipotetic. Da. Știi cum e? Asta e ca și cum l-ai întrebat pe Mircea Joana dacă candidează azi. Da. Știi? Aia e Bă, nu știu, mă mai gândesc. Da, da, da. Abia da. așteptam. Bă, bă, nu știu, zice, why not? Why not? Mie, da. nu mi se pare că avem o societate civilă idiotă. Și mie, da, mi -mi -mi absolut mi, mi se pare că... Bă, chestia în România e așa. Noi suntem într-un moment în care putem să evităm tot deca toată decadența și cancerul care se întâmplă în Europa de vest în momentul de față, din punct de vedere economic și, mă rog, din mai multe puncte de vedere, un fel de decadență, așa general vorbind. Știi? Adică, uite ce se întâmplă, nu, de tu exemplu cu Detroit, uite ce se întâmplă în Anglia, știi, adică zone efectiv părăsite, oameni pe stradă și așa mai departe. Noi putem să învățăm din ceea ce s-a întâmplat în vest și să nu mergem pe aceeași liberalizare și privatizare excesivă care te aduce la dezastru pe termen lung. Pentru că azi zice, ai dat analogia aia perfectă cu Detroit, mi se pare. Dacă îți fuge industria IT din România, din Cluj, pentru că noi ne bazăm pe outsourcing și pe uh, low wages. De da. azi vin oameni care angajează, din veste să angajează uh, IT și din Cluj. Nu că sunt genii. Pentru că costă puțin. E foarte clar. No, dacă îți pleacă, după aia o să rămâi cu o clasă care are, nu știu, 10% de oameni, la 90% din apartamente și după aia, what? Da. Pentru că ăsta e modelul economic pe care ne bazăm în momentul de față. Uh -huh. Ca și completare la ideea de că nu au vestul decadent și așa, mi se pare că ar trebui să clarificăm un pic la ce ne referim exact prin chestia da. asta, pentru că dacă e să luăm, dacă e să luăm Bă, perspectiva clar. domnului cu uh, funcționarul public uh, da. bad, știi, uh, decadența vestică, și aici nu-i pun cuvintele în gură, dar bănuiesc că pe, pe partea aia de lume ar zice că ok, decadența vestică înseamnă uh, practic... Uh, intervenția statului asupra economiei, da. știi? Și, și tocmai asta vreau să accentuez, că intervenția statului asupra economiei, nu știu dacă am zis-o la un moment dat în, în episod, dar este până la urmă și o măsură liberală, pentru că sunt da. filozofi care chiar vin și zic că da. ai nevoie de un safety păi, net John pentru Stuart oameni. Mill. bine, aici... Da, exact, John Stuart Mill. Bă, da, numai că aia e chestia că... Bine, aici o altă chestie la... Mai e ce trebui să definim definitiv acum facem un podcast de teorie politică până când se lasă borla pe spate acolo. <laughs> da, mi place, a, place, place, a, place. A de exemplu, conceptul de neoliberalism. Da, care vine da. de la Milton Friedman, de la Margaret Thatcher, da, Revoluția da. Neoliberală, care ar presupune, mă rog, e un concept folosit așa un pic gratuit, să zic, și pe termenii de stânga, acum totul e neoliberalism. Adică Friedrich să exact... Hayek, da, Hayek, da. 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 No, Friedrich Hayek, care, de exemplu, zicea că natura în sine e economie. Uhum. Adică, că, știi, gen, nu există capitalism, că natura în sine e capitalistă, știi, adică, no. something like that, shit. Da, știi? înțeleg, de înțeleg de unde vine cu asta. Da, bă, poți și eu pot să zic cum se face argumentul ăla respectiv, știi, numai că eu, de exemplu, neoliberalii, de exemplu, uite domnul ăla, gen, nu pot să pui o antiteză totală între individ și sistem, știi, adică nu a existat niciun individ care să se nască ca și Robinson Crusoe pe insulă. Ai o fantezie, cum să zic, a liberalismului care și-a creat un fel de istorie de asta imaginară, știi? Orice om se într naște într-o familie, orice om se naște într-o limbă, orice om se nașpe, naște, mă rog, într-o comunitate și mai mult sau mai puțin într-un stat. Nu mai poți să te naști în afara unui stat. Un stat și dacă nu e, îți oferă o șosea, dacă e, sau îți oferă în anumite sta, state, să zic, sistem de educație sau sistem de, 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 de învățământ și așa mai departe. Nu ai, nu ai cum să eviți viți respective. Uh -huh. Pentru că cel vrea el să evite, e dependența de alți oameni. Uh -huh. Știi? Numai că, cum ziceai și tu, dependența de alți oameni se manifestă și printr-un fel de societate abstractă în care, dacă îți cumperi casă în Calabria, peste 20 de ani, îți vine climate change-ul, se pipi pe investiția ta. Uh -huh. Știi? Pentru uh -huh. că asta e blestemul că sunt dependenți de ceilalți. Și în același timp, dacă prin genul ăsta de ideologie, nu o să ajute să ai un fel de mișcare. Apoi poți să ajungi, de exemplu, nu știu, un climate change din AIL. Ca să salvezi ideea de capitalism. A, ah, da. Să zici că capitalismul care ar stoace profit și din ultima parte a naturii și ar distruge toată planeta dacă s-ar putea, numai să nu-l vezi, o să zici că ca ce nu există. Pentru că asta ar implica, desigur, măsuri, nu are cine prea mult mai radicale, dar mult mai universale, într-un sens, de a ne gândi într-un mod activ ceea ce suntem. BMS ROTA. Ce? Ce ai zis -o? Ah, una, 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 da, dar și cu opoziția individ-sistem, de exemplu, alte chestii care nu mai, știi că, inclusiv, ăsta e punctul de vedere hegelian aici un pic, știi că, gen, și sistemul poate să devină un individ, <gânt> știi? Ce? Adică, și sistemul, adică statul enjoys itself, știi? Zizek dă exemplu ăsta, de exemplu, în timpul de parade militare. Acolo, chestia se întâmplă automat numai pentru ca statul să arate că este stat. Juisanța, statul? Da, da, așa, o ju statul juisează, știi, dacă Seriously? nu, adică își dă o, o, bobă de plăcere, într-un Da, deci entități, nu, sau de exemplu, dacă se întâmplă, doamne, ferește-mă un război, nu, să zic, ucrainienii, știi, în 2022, statul te trimite la război. Deci statul are voliție și statul e un individ. Și din aceeași timp, de ce li-e frică neoliberalilor, e ca statul ăsta individual să nu ajungă totalitar, ca de exemplu în tipul lui Stalin. Știi? Uh -huh. Când statul este individul total. Știi? Atunci, mergi de tranziția de la uh, premodernitate, de exemplu, de la statul absolutist al lui Ludovic al XIV, care zice, eu sunt statul, poate să ajungă în uh, gen modernitate, de la statul sunt eu, știi? Uh -huh. Statul este un eu, ca și la Stalinici să spunem, știi? Deci, poate de aia li frică, să spunem. Da, total de acord. <laughs> <laughs> no, no, mai <laughs> vrei să tragem o bucată pentru Patreon? Poate vorbim un pic mai nuanțat despre problema. Pășor, am putut să la o catrinică, catr aș sta la o catrinică pe Patreon, sincer, aș vorbi mai murdar. N-aș vorbi de chestii situații deja vorbesc de chestii situații pe podcast. Hai, bine, hai, terminăm aici și începem ceva da. murdar pe Patreon. Hai Petrine. să tragem o concluzie, dacă vrei, am vorbit da, un da, pic mult. Da, tragem o concluzie și filmăm un pic pentru Patreon, pentru că oamenii care mă susțin cu trei ori acolo, că sigur vor să vadă ceva mai nasty cu voi, uh -huh. așa că, deci, da. concluzia, Cluj de stân... Clujul. Clujul e de stânga? Bă, nicio șansă, man. Absolut de deci, deci, nu, deci poate tinerii și tinerii, să zic, zoomer, dacă stai să te gândești sau nu, și noi care suntem așa un pic la lângă, aș zice eu, în mod clar și oarecum tinerii ziua de azi încep să-și cristalizeze o voce politică care, într-adevăr, să arată a fi anticapitalistă, știi? Apoi vin bătrânii sau, mă rog, acum să nu fac un fel de clash între generații, să zic, bă, dar de unde toate? Deja am trecut pe comunism. Știi? Dar tinerii văd în mod clar că capitalismul eșuează. În piețe imobiliare, în corporații, în salarii, în climate change. Ce pui noi ne așteptăm de la ei? Știi? Uh -huh. de, 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 cumva, cum să zic, uh, challenge-ul va fi să reușim să învățăm din eșecul lor ca să nu eșuăm și noi. Știi? Și să în, înțelegem să coabităm și să dăm seama de challenge cu care sunt confruntăm și ei, cu care să ne confruntăm și noi. Pentru că trecem cu toții prin aceeași simț al vulnerabil, vin, vulnerabilității, al lipsei, al fricii, nu? Al fricii zilei de mâine. Nu? Așa putem să facem uh -huh. o generație care, generații care se pot coagula între ele, mi se pare. Pentru că dacă ajunge să ne demonizăm unii între alții. Dar în mod cert, Clujul nu e de stânga. Clujul nu e acolo. Generea e clar. Poate nu e de stânga economic, dar e social, e. mai de stânga. Nu, nu există. Adică după părerea mea, e simplu, ți s-o dat acolo compasul politic pentru că ai întrebat, nu știu, câțiva oameni. Dar dacă e să faci un eșantion mult mai, mult mai larg, cum o zici și nădășana din aur, dacă e să iei strict problemele economice, o să ajungi și acolo unde e mov. Dacă e să iei, dacă vrem sau nu, reglementare, clar, e sus la autoritar. Ce fer de reglementare o să ajungi probabil către dreapta. No. Mi, se, mi se pare că și mulți oameni le, le, am pus întrebările astea și poate face, nu m-am gândit niciodată la asta, ce întrebare... Corect. Și eu zis așa, am răspuns în 300 de da, de ce să nu cumpere firmele de apartamente? Adică, na, da, aici e și păi tocmai, 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 de asta vreau să zic, că lumea, din nou, lumea nu no. se identifică cu stânga, cu dreapta sau dacă se identifică dacă zi e libertarian sau autoritar. E pur și simplu, se întâlnesc cu problema și reacționează la problemă în felul lor. Instinctiv. Exact. Instinctiv, exact. Da. Deci, de, de, deci nu putem să catalogăm Clujul ca fiind o totalitate care se regăsește proporțional vorbind majoritatea pe partea stângă a axului sau la partea da. autoritară a axului sau la libertariană. La nivel la conștient. De identificare. La nivel conștient da. de identificare. Pur și simplu problema vine și ei reacționează, da. și, așa, și, și cam asta se întâmplă de obicei în politică. De asta nu sunt de acord cu compasul politic, pentru că compasul politic ce face este să analizeze evenimentele după ce s-au întâmplat acestea de, 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 de cel mai multe ori, știi? Uh -huh. Pentru că, compasul foli de, că atunci când se iau deciziile politice, nimeni nu, nu vine și zice, bă, eu vreau să iau decizia asta că s de dreaptă sau eu vreau să iau decizia asta că sunt stânga libertariană cu elemente de dreapta conservatoare, știi? <laughs> 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 mai posibil, nu știi? Possible, se poate, dar... știi? Da. Pur și simplu reacționezi la problemă. You have to do That's problem da, ai, solving. Ai, și, problem. și după aia vine academia și vine societatea și analizează real, cum da, au fost respectiv. rezolvată problema și a fost rezolvată prin măsuri de dreapta sau de stânga și dacă chiar măsuri de dreapta sau de stânga sau nu. Da. Știi? Adică mi se pare că noi, ca societate, în ziua de astăzi, și aici nu mă refer la România, mă refer global vorbind. Uh -huh. Compasul ăla politic a devenit aproape toxic de important. Da, știi și multe. În uh -huh. diferite feluri, din câte exact. am văzut. Da, da. Exact. Este compasul, am văzut pe internetul american unde lumea se radicalizează foarte mult. Genai ai compasul politic de staliniști, da. de staliniști de dreapta, staliniști de stânga. Da, 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 exact. Ai compasul, uh, jur că nu glumesc, că să-ți politice care se întâmplă pe internetul contemporan. De exemplu, compasul politic de hitlăriști. Uh -huh. La la care nu le plac albi, la care nu plac negri, la care nu, plac negri, la care nu Jur, jur. Deci jur. Bă, Bă, și jur. hitleriștii se, întâlnesc te... și zic, tu ești hitlerist de dreapta. Bă, jur. Practic, Sau fi... de stânga. Bă, Practic se întâlnesc aici, în compasul ăsta. ăsta Ai la, îi mai spart încă o dată. Da, în da, da, exact, scuze, exact. dar nu o să se vadă pe A, cameră. Da, de da, de da se o să... se întâlnesc aici. Da, da. în colț. În colț, colț, colț și colțul. Și fac colțul ăla. Îl mai sparg încă o dată într-un compas. Bă, băi, am văzut, nu-l Poate îl pui, poate îl pui pe ecran. Nu știu dacă găsești să-ți mai trimit. Era, de exemplu, oamenii care erau cu Nice erau pe aici, oamenii cu Giulio la un fascist italian, erau pe aici, pe undeva. Erau ăștia care voia să se întoarcă la Pagan Ages, știi? Adică care Nordic <laughs> da, da, da. Ages, mitologie erau pe aici, pe undeva. Hitleriști erau fraier, erau centriști. <laughs> bă, jur, bă, mă jur, bă. Bă, mă jur că cu chestii de astea și de asta așa de importantă. Da, că, da, da. că, tot internetul se radicalizează și sunt o de copii care stau pe net și gen nebunești fratele meu. Uh -huh. Știi? Și, da. și ca să adaug încă o completare, din uh, ca să no, reinforce my point, uh, e prea puțin important, uh, mai ales în ziua de astăzi, compasul politic. Și zic asta pentru că, de obicei, cum am descris și adineau... Dar compasul politic lumea, sau ideologia nu mai este importantă? Că zice că ideologia e mai importantă ca niciodată. Cine zice asta? Așa zice eu. Ba, da, că așa. Că ideologia, da, este importantă, dar ideologia este importantă ca și reacție. Compasul politic nu este important pentru că compasul politic devine foarte fluid, depinde cu ce problemă. Da, da, te deci nu, conflunzi. bine, ce zici tu e că nu poți să le abstractizezi în sensul care să tifici, bă, tu ești acolo, tu ești da, acolo. Nu, po da. nu poți să fii acolo, dar fix acolo și să nu te muți de acolo în absolut niciun context social nu, posibil. Cred că ca să te competezi un pic, trebuie să că poți să te ca un libertarian de stânga acolo, dar să reacționezi ca ultimul capitalist. În sens, în anumite da. situații. Da. Uh -huh. Da, așa da. da. mi se pare că, da. că acord cu Și poți să fii fluid în chestia asta. Adică, e, de exemplu, dacă, dacă iei realitățile on the ground dintr-un stat, uh -huh și le aplici la un alt stat, o să ai compasul politic cu valori diferite. În sensul de iau Angela Merkel, care e centru-dreapta, după Iohannis, da. mai încolo între Iohannis și Neam Neamțul mm. și pune-o în America. Că e după <laughs> fire. Știi da, <laughs> da, ce zic, da, da. Da, da. Nu, stai 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 stai. ai cum. Da, da. Știi, de asta zic că e fluid. Nu, 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 nu poți să te identifici și să zici că să-ți formezi o personalitate bazată pe, ideologi, da. pe ideologia pe care tu o urmărești și te identifici cu ea până la capăt. Nu poți să zici că uh, tu trăiești în România, te duci în Thailanda și le zici la aia că, bă, eu sunt de stânga, eu cred că aveți nevoie de stânga aici. Da, da. Știi ce zic? Da, <laughs> da, da nu, că... nu știu. Da, Adică Cam nu se e. transpune așa de ușor de la un contact. Da, acolo. exact. Ideologia e ideologie. Ok, crezi în ea o citești, uh, analizezi probleme prin filtrul ideologiei, dar nu poți să te clasifici ca și un ideolog în absolut orice problemă și să fii de aceeași ideologie și să nu te muți de pe bara aia de acolo cum? Înțelegi ce vreau să zic. Da, da, da. Da, înțeleg cum ai zis că reacționezi la o problemă. Da, da. Pe practic tu reacționezi la o problemă, o rezolvi și după aia vine practic, să zicem, audiența care analizează cum ai rezolvat problema. Cu dreapta, cu stânga. Bine, asta e, aici e chestia, mă rog, aici. Deci dacă problema e că nu sunt parcări. Care ar fi o rezolvare de stânga, care ar fi o rezolvare de dreapta? Păi, ca ar... să înțeleg așa dar ca un exemplu. Dar parcă concluzionam podcastul, că așa mai încep un alt podcast. Dar, dar nu, că așa ca un exemplu și concluzionăm și după facem. doi. Eu încă nu mi-am dat concluzia, by the way. Zis, <laughs> dai, dai. Și știți cum îți. <laughs> îți dai imediat și după a mai pun o bere și filmăm pentru Patreon. Bine, da. hai. Da. Scurt pe doi, ar zice că dacă tu faci parcări la care ceri plată, ești de dreapta tot. Dar dacă tu faci parcări pe care să se bată oamenii, ești de stânga. <laughs> funny, și, dacă, și, dacă, faci mai multe piste de biciclete, cum ar trebui, de fapt? Hmm. Ești undeva la un uh, centru de la revoluționar. <laughs> <laughs> nu știu ce să zic. Da, dane, da. stânga, probabil. Nu știu. Da, dane, zine, zine concluzia ta. Ba, acum mai. Uh, ce nu m-am pierdut, stai, știi că niciodată nu mă pierd. Știu. Deci, mă pierd în piedre însăși. Deci, <laughs> 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 o nu mai aud, <laughs> 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 deja deci, mă o rog, bă, chestia e că eu am citit chestia asta cu identificarea cu ideologia și ideologia în practică. Pentru că mi se pare că practica în sine ui, poate fi o ideologie și mă refer la mai ales la chestia asta cu problem solving, știi? Și de exemplu ăsta că într-o o reacție ideologică poate fi cumva instinctul o să le face prea multe chestii. Și participi la sistem, într-un sens, e genul ăsta, da. știi? Ca și intră cumva pe instinctul ăla de productivitate. Uh -huh. Dacă nu faci nimic, ești zero. Uh -huh. Știi? Cam ăsta ești inutil. Într-un uh -huh. sens, trebuie să ți se dea ajutor social dacă participi în societate într-un mod productiv. Uh -huh. Deci înseamnă că deja se definește cumva, inclusiv participarea în sistem într-o anumită notă. De exemplu, uh -huh. remunerată sau în termen de valută, știi? Numai că, în contextul ăsta, de exemplu, am, și tu, sub de mai minteță, -am citit sub l-am la, citit și la noi pe podcast, că foarte mulți români, în valori. Deci dai o schemă de valori. De exemplu, ar trebui, oamenii, ar trebui, status să ajute șomerii, ar trebui status să ajute elevii, ar trebui status să ajute pensionarii și sistemul de educație și așa mai departe. Zic, da. Într-o proporție covârșitoare, da. Știi? Care-s valori ideologii vorbind identificabile de stânga? Pentru că participă, implică o activitate a statului mai mare decât să le privatizezi. Știi, să ai, nu știu, educație privată, învățământ privat, pensii private și așa mai departe. Dar, în practică, ei se identifică, adică nu, în conștient, ei se identifică, declară, declarativ, că sunt de dreapta. Why? Știi? Adică e un fel de inconsistență care intervine faptul din neclarificarea ideologică care s-a întâmplat în ultimii 30 de ani sau 35 de ani în România. Implică și din modul în care ai Partidul Social Democrat. Păi aia e că poate zici, da. a, stânga e PSD, nu stânga, scuie, dar, nu scuie, dar, nu scuie PSD, nu scuie PSD. că intervin vreo patru salturi dialectice, pentru că, că PSD de fapt e partidul de dreapta. Serios? Da, adică da, da, sens, da, da. sensul da, care da. Mă, măsurile pro-business, care se fac mai mult, sunt de ponta și drag mi pui mei, Ponta care a scăzut impostul pe dividende la cel mai scă, scăzut nivel din toată Europa, la 5%, și mm. Dragnea care știu că a făcut ceva măsuri cu bani și au scăzut, au crescut profiturile majore de, major de perioada lui Dragnea. Deci Dragnea, deci noi n-am avut un partid economic de stânga da? în ultimii 35 de ani în România. Da. Și e, asta ca să ți arată cât de ideologizați, nu dezideologizați. noi noi, în momentul de față suntem by basis, noi nu suntem în cent, noi suntem aici. Suntem de aici. Noi, când începem să discutăm din start cu oameni pe stradă sau să discutăm despre ce înseamnă economia, noi trebuie să facem cumva munca să ne conceptualizăm faptul că suntem acolo. Oh my god. Pentru că dacă e, de exemplu, să propui soții pentru piața imobiliară, gen, îți trebuie să zici, bă, trebuie să inter ne trebuie stat, și ne trebuie impozite mai mari, ne trebuie taxe pe capital, ne trebuie taxe progresivă, ne trebuie taxe crescute la bănci. No, cine face chestia asta? Da, yeah, exact, că dacă ai fi avut întrebări la fel cum ai avut-o pe aia cu, uh, cu, cu, pia cu piața. Uh, dacă companiile ar companiile, da, 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 fac liber. bine pe, pe, pe piața imobiliară, da. dacă, ai, dacă ai avea o întrebare similară legată de, de stat, dacă statul ar trebui să intervină pe piața imobiliară, exact. eu cred că și acolo ai fi avut, ai, ai fi avut rezultate care s-ar fi bătut capul. Ar trebui să întreb oamenii. Da, că... oamenii nu vor nimeni să nu intervină Exact. Da, exact. companiile nici statul. Ar trebui exact. să întreb oameni dacă ar fi de acord să aibă mai mulți angajați la stat ca să intervină pe piața imobiliară statul în următorul an ar trebui să angajeze mai mulți oameni care să intervină pe piața imobiliară. Eu scuros câți români ar zice da la chestia asta. Eu cred că aproape zero. Sau, nu știu, câțiva care, nu, no, mai stângiști în mod conștient, să zicem, nu știu, Și doi. Ce -ar trebui? <laughs> Glumesc Ai că mă, suntem mă, mai mă. Mă, Antonio ar fi zis că da. da era, era mai mult o, Antonio, băiat, o reducere la absurd. Patru. O reducere <laughs> la absurd, că este. Dar există. ce să, facă, mă? Ce, ce, să facă oamenii care să intervină pe piața imobiliară? Mai exact, ce, ce ar trebui să facă? De pe de de în primul rând, să punem problema, problema din punctul de vedere. Să sune la agenții imobiliari să aglomereze ca să le. Păi, nu neapărat, dar no, pun... Exemplu. Asta e doar o viață. măsură din care am auzit că s-a dezbătut în Berlin, pentru că vorbim despre aceeași problemă și, și în Dublin. Și în Dublin și multe capitale europene. Exact. În Berlin, până la da, urmă, a fost o situație în care guvernul local din Berlin a propus un anume cap pe chirii. Exact, nu poți să ceri mai mult de atâta. Da, da. Și, știi, expune problema asta, nu știu, în Cluj Și cel mai probabil lumea n-ar fi de acord deloc cu chestia asta mm. Sau poate -ar Nu știu, fi. ar, put... știi? N -n 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 ar putea să știi fi neapărat, știi? Dar după aia ți-ar veni dogmatici liberali Și ți-ar spune că nu se face așa ceva Pentru că după aia intervine inflația Și după aia mm -hmm. toată economia se duce pe paragină Și mm -hmm. după aia, practic, tu chiar dacă plătești atâta Dar tu plătești mai mult și gimnastică mentală no. Bă, unchiul meu din Anglia avea o vorbă Și, sincer, l-am simțit că chiar așa era că era vorba de chirie în Anglia sau chirie versus România sau chirie oriunde ar fi chiria. Zicea, bă, astea toate sunt calculate încât să nu rămâi la finalul lunii cu nimic. Gen să poți să-ți plătești chiria cu un salariu, da. dar să nu pui bani deoparte. Și cam așa, bă, e, bă în Anglia e mai mare chirie, peste tot... Chiriile sunt făcute astfel încât să fie, nu știu, 40% din salariu, sau 30% da. din salariu. Bă, mm. dar în Anglia se întâmplă ceva numai ca să dai seama de simptomul ăsta neoliberal. În sensul care o țară diversă și așa mai departe, ei, bă, vă jur, vă jur, aveau o emisiune Emisiunea urmărită de 10 sau de oameni, în care urmăreau cum polițiștii comunitari mergeau să scoată oamenii care nu își puteau cările din casă. Și făceau un reality show și vedeau cum îi scoat din casă, le demonstrau cumva că îți rog plan, niște uh -huh. chestii de genul ăsta și aveau grămadă oameni care aplaudau la chestia asta, se uitau. Da, da. De ce? Din Creau pedepsirea, din asta, da, din pedepsirea da. omului care nu a contribuit productiv la societate. Uite gena o lumii, cum i scos din casă și aruncat în stradă. Uh -huh. Bă, deci asta ca să dea seama de simptomul liberalismului vestic, care uh -huh. se bazează pe individul liber. Pentru că substratul inconștient, cum se vede un pic și la domnul ăla, pentru că ai cumva așa libertate și cu o mică pedeapsă, așa la substrat, știi? Da. Adică ai nevoie de un contraexemplu a omului total leneș, cum era cu asistații sociale. Da. Ai nevoie de un contraexemplu de jeguman ca uh -huh. noi să ne punem un fel de contradistinție a omului superior. Da. Asta da. Deci da. ai nevoie de gena societății, romi. Oameni excluși, săraci, ca tu să te aduci la cumva standardul de om rațional, civilizat, care face bani și face business. Ăsta e liberalismul. Și ăsta e neoliberalismul. Un sadism care e oarecum pus așa, de la marginea societății. Știi, ca și gunoiul care ne vine la nas prin cluj. E aceeași chestie. Uh -huh. Și o violență perversă și fățișă. Și aici e nici măcar un genul domn moralizator. E o chestie care, nu, hai până la urmă, mie mi se pare că umanitatea, dacă avem genul ăsta de ideologii, să, merităm să dispărăm, din opinia mea de vedere. Deci nu, nu fac aici un fel de apel la morală. Știi? Dar suntem dispuși să ne autodistrugem în felul ăsta. Știi? Să ne organizăm societățile în felul ăsta. Așa vrem să arate România în 20-30 de ani, ca Detroit. Vrem să fim mica, micul stat unit al Uniunii Europene, tot. Nu cred. Sau al Statelor Unite direct. Când da, la da. urmă noi nu luăm exemplu ce se întâmplă în Europa de vest. Noi luăm exemplu America. Correct. Noi vrem mai multe autostrăzi, noi vrem mai păi, multe linii de autostradă. Dar, știi ce a zis domnul Caramitru? Că a avut acum un interviu cu domnul Oreste. Da. Ce? O zis că România ar trebui să, fie, să se organizeze după modelul texan. -a. Vă jur. Că așa, da. se numește. așa e titlul la podcast. Să-l pui în poză aici. O zis că domnul Caramitru, desigur... Uh, Mare userist, așa a trecut acum, nu mai știu ce face dânsul, dar el crede că ar trebui să ne organizăm așa, pe nivelul american, 100%, Texanii Europei, deci dacă România ajunge Texasul Europei, asta ar fi super, asta e, să mor eu, să-mi iau cizmele aici și să mă duc să beau Timișoreana pe... Pe de cap track meu, pe, pe parcat la mine în parcare da. Și ce, mă, nu mai am nevoie de centru Clujului Ia dracu' biserica aia de acolo, dă-o jos Vreau da. autostradă cu șase benzi pe senzi. Da. pe mijloc, da? Ba, oricum, de și de ne facem și noi armată <gătă> să luăm uh, petrol de la alte țări? Ca să fie mai ieftin <gătă> să avem primar, <gătă> șase bă, litri pe trac. Nu, 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 ne batem cu drogurile Război împotriva drogurilor Nu l-au câștigat americanii, îl câștigăm noi fiat Dar noi nu avem un mexic care să importe droguri ca lumea cu trebuie eu. să facem rost să de trec cineva care te ia pe importul Constanța și la. <laughs> <laughs> Asta cu Texasul e ca și cum uh, importăm noi războiul împotriva drogurilor. Mm -hmm. Bă, nu l-au câștigat americanii, bă, și-l câștigăm noi. <laughs> da. <laughs> Ești <laughs> de vârf <laughs> Oh, frate, fii atent! Tărim acum pe portul Constanța, rupem tot, pe la granițe rupem tot, că trebuie să intrăm și în Schengen, știi. Da. Și facem, bă, nu mai intră niciun drog în România. Da. <laughs> Asta nu adevăr. Bă, vreau să zic că oricum deja deșert texan avem. Nu știu dacă ați văzut când... A, da, că s-a făcut aproape 60%. Da, câmpia Bărăganului sau da. o parte din... Nu, da, de Bulean, pe acolo pe lângă de da, Bulean, da. În Craiova, tot i-a devenit deșert de mm. niște uh, nisipuri de la Sahariene acum, mm. două săptămâni sau ceva de genul ăsta și efectiv deșert, zici că era în diun. Păi au zis o teorie Azi. despre chestia asta, adică mă rog, mama mi-a zis-o că o trei vremurile alea și au zis ea pe atunci că de fapt, știi, noi nu aveam uh, solul necesar să creștem lebeniță. Dar mm. la Ceaușescu i-a plăcut mult prea mult lebenița, așa că o făcut el cu cercetătorii lui, o adus nisip și o pus în solul ăla. Serio? Ca să facă lebeniță și de aia dăbuleniu, e fix zona aia unde se creează cea, cea mai bună lebeniță. Ba, e cea trebuie un cercetător da, da nu, să ne confirme informația Nu știu, informația e asta, un, da. probabil un mit, probabil realitate, habar da. nu. Eu zic să facem podcast. Dar tu asta. chiar crezi că dăbuleni există? <laughs> Ai fost <laughs> <poți laughs> vreodată la dăbuleni? Da. <laughs> Dar l-am văzut pe ăla cu, Bă, cu eu buletinul. Cu cunoștință, cunoștința apropiată care e chiar de lângă dăbuleni. Serios? Da, că ea mi-a trimis, adică nu mi-a trimis, ea a zis că era Sahara acolo când o, poză, da. Bine. Da, deci de unde am început cu chestia asta e că pe, cum e, pe, tendința prezentă din punct de vedere economic, care din nou ai problema e că nu e identificată ideologic conștient. Dar tocmai că nu e identificată ideologic conștient, devine și mai ideologică. Știi? Mm -hmm. Adică suntem instinctiv, reacționăm în palerea de dreapta jos și când e problemă de dat uh, vina pe drogați, o mergem acolo sus. Știi? Da, și așa da. oscilăm noi, așa mm -hmm. un pic. Știi? Și din punctul ăla de vedere, aia zic că noi trebuie să ne trezim cumva să luăm, să învățăm de la eșecurile liberalismului vestic. Pentru că apune o epocă așa liberalismului vest și apucă o epocă și fiecare... De-aia cumva o chestie, băi, iar începeam a apără, că nu mai găsești așa de mulți capitaliști în ziua de azi. Deci nu mai găsești așa de mulți capitaliști asumați. Însă, dar nu-s așa mulți. Ăia de dreapta care, de exemplu, vezi mișcarea asta în uh, America, merg încet, încet încet spre un conservatorism mai radical așa un pic, ca să nu zic chiar fascism, mai mm. fundamentalist. Se întoarce la tradiție, da. se întoarce la pa patriarhie, așa, știi, dar acum n-ar zice că totul e patriarhia așa, într-un mod gratuit, dar cert, la modul de asta religioase, la preoți, la un stat, Donald Trump, știi cine până la urmă, un domn, așa, puternic, care... Care vine Biblie. Vin, da, da. <Wise> și dincolo de Trump vin vine niște personaje care în Statele <tris> Unite sunt și mult mai problematice decât Trump. Uite, de exemplu, la Mike Johnson. Mike Johnson e ca și cum mai aduce... Uh, care uh, ăsta, leader of uh, House of Representatives, sau ceva de genul ăsta, aha, speaker, aha. că el blochează ajutorul înspre Ucraina. de ah, da, da, da. Deci tipul ăla e ca și cum mai duce un fundamentalist, să zic, no, islamist, să spunem, și îl ai pune în creștinism. Și ăla e omul care e probabil unul dintre mai portate personaje în uh, uh, ideea europeană, știi? Dar ce uh, optimismul meu față de România e că, uite, de exemplu, cât de mult a fost ridiculizat Mihai Neamță cu în aur. Inclusiv de către baza lui. Să știți, inclusiv mm -hmm. oameni care urmăreau pe Mihai Neamțu doi de foarte mult timp, o zis că eu trădat cumva așteptările că s-au asociat cu dreapta radicală. Deci mi, mi se pare că noi suntem un pic insulați, sincer, asta e un optimism meu, că avem o mică reticență față de extremisme pe multe părți, știi? Și nu mai avea, poate ar fi timpul cumva să avem mai mult curaj să experimentăm un pic cu, știi, imaginea să și faptul că putem să avem o voce, sunt importantă în următoarele decenii. Dar acolo măsurile potrivite. Bă, nu cred că mai avem până acolo mult. Nu, de deloc. Este nu stil deloc stil. Adică deja, da, 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 adevărat, deja e târziu. Da, dar adevăr, e deja târziu, dar deja până să ajungem noi să facem ceva mai către stânga și să trecem de bariera asta în care tot ce înseamnă pentru noi politică este dreapta și dreapta radicală. Da. Iar mai trebuie mult timp. Da, și tu să te gândești de. Po <laughs> pentru că pe lângă corupția care se întâmplă, să zic, ilegal, uh, ok, Gând hai să ne gândim câtă parte din statul nostru e cumpărat de către companii în momentul de față? Nu știu, aș niște întrebări. De exemplu, nu știu, câtă, câte, studii îți mai trebuie sau să strigi, de exemplu, împotriva companiilor de păcănele îți mai mm. trebuie până când să fie, să ai o măsură. Gen, tu ai făcut un documentar, fire strigă la televizor, la pânet deja de 2 ani, gen, tot felul de chestii, nu se întâmplă nimic. Oare de ce? Lobby. A, ah, da, vrei să zici corupție legală? Lobby? Ah, A, da, o zic că există... Dacă cumva... e nereglementat, da, e Da, nu știam că legală. există state care pot fi cumpărate capitaliști. O, oh, scuză, mă, știi, gen... Oh, my God. Mă rog. Ce mesaj ați avea pentru oamenii care ne urmăresc ca să facă o țară mai bună, în afară să-și facă patron cu 3 euro? Să nu <laughs> unde okay. o să vadă ce filmăm imediat, mult mai nasty. Ce, ce, ce mesaje pentru oamenii care ne urmăresc ca să facă o țară mai bună? Da, adică vedem aici nu, cumva ce putem face noi. Că nu, nu se uită hmm. un politician la asta. Sau cel puțin nu a ajuns până aici. Ok. Um. Citiți, citiți, citiți. A, <laughs> <laughs> oare no. 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 no, no. no, E rău. Nu, no, nu, e bine, e bine. E bine, e bine, dar, bine. E bine, dar no. I, I have to take my time. Știi ce zic? Asta am dat-o la vrăjală. nu no. bună, da. Uh... Mă, o tăiem acolo. No, cum să tăiem, e bună, lau. Ar zice că n-ar trebui să ne fie neapărat frică să discutăm politică la nivelul la care o discutăm și la nivelul ăsta, efectiv. Uh. Și ar trebui să încercăm să... Să luăm o distanță față de ideologie așa cum o primim noi pe telefon și aici mă restrec strict la telefon. Da. Pentru da, că tot ce vine ideologic, ideologic din partea telefonului este căcat. Corect. Deci nu ai ceva concret acolo. Acolo no. nici, nici din punct de vedere dogmatic, nici din punct de vedere luat din carte, n-ai nimic. Ceea ce, dacă e să ne rezumăm strict la telefon, ceea ce, este stă, ceea ce se descrie ție ca fiind stânga pe telefon nu este stânga. Ceea ce se descrie ție ca fiind conservatorism pe telefon nu e conservatorism. La fel și liberalismul. Are foarte multe răsfrângeri. Trebuie să iei efectiv cărți în mână despre ideologii ca să ajungi să le înțelegi la un nivel la care poți să-ți asumi poziție ideologică. Dăm două cărți, dăm două cărți. Uh, aș zice că cea mai bun, cel mai bun început e ideologiile politice de Leon Baradat. Uh, îți oferă un intro foarte, foarte bun în tot ce înseamnă uh, știința politică, așa, from the basics. Cu aia am început când am fost în liceu. Um. și ceva? Hegel. Hegel. <gloanță, gloanță> nu-mi spune cuvinte în gură. Îmi amintesc da. că mai întâi și eu de, de facultate, tu pe de era uh, Introduction to Ideologies sau ceva de Barbara Goodwin. Uh -huh. Sau, îmi că eram și un de facultate de uh, Introduction to uh, e mie, mie, mie topicul ăsta de ideologies mi-a plăcut Da, Da, mi-a plăcut și mie <gloanță> de topicul de ideologie. Dar nu știu ideologii? exact, Latina, la Lancaster, te ai făcut to politics. Ce? Ai făcut curs de intro to Politics? Sau ce? Adică da, ai făcut da, 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 curs de astea în care ți-au făcut tot ce? Pe liberalism, conservatorism, pe naționalism, da, feminism. Da, ai făcut da, da. da, 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 a făcut. fost cursul meu, ăla mi-a setat da. Cumva toată viața de când Poly am făcut. 100. Da, poli. Da, da, ai, ai o chestie la educație în Anglia în care, îți, nu eu am fost educat, în sensul în care, dacă ai un articol uh, de ziar, uh -huh. ei m educat, cumva, vezi care e perspectiva ideologică. Da. Vezi, se zice dintr-o perspectivă. Da, exact. Anul. Deci exact, nu, ci, da, raportează-te raportează critic la text. Știi? Și atunci, atunci o familiarizăm-te -o cu ideologiile, știi, asta e mai conservatoră, asta e mai feministă, sau e conservator poate cu elemente feministe, poate liberal cu co elemente comuniste, sau știi, adică niciodată chestia să nu rămâne bătută în cuie, cum ziceași da. tu, că nu, nu spus acolo, dar poți să zici care e substratul unui text. Da, Ca să exact. nu crezi că se zice așa, nu este text neutru, mm -hmm. într-un fel sau altul, mm -hmm. știi? Mm -hmm. da. da. Facem și podcast pe ideologii. Dar nu a fost podcast pe ideologie, doamne, bata. Da. Asta ce au fost? A, <grijos> Avem un compas -a p -a p -a <grijos> Da, deci practic, ideologia. scurt pe doi, tot ce primiți pe telefon este ideologie. Și faceți un pas în spate și analizați foarte bine ceea ce primiți pe feed. De deci ce e ideologie? Ai, bă, bola. E bol, ca și cum pui mai lungești mult. Ce, ce este? Ce este? Dumnezeu. Așa pe scurt. Ce este Dumnezeu? Da, mă, că tu ai bere aici, mă. Nu no, bun, ce este ideologie? Bă, ideologia... No, e, ideo... o, e... Zi tu, Bucure, dacă... A... Pot să încep cu o idee generală și pot să continui mai departe. O să ideologia fi, pot este un te set de zi... valori. Ok. Care uh, duce către uh, anumite măsuri, care sunt, aș zice eu, de aici am de, deja devinem completarea mea, care sunt analizate după ce s-au întâmplat niște chestii. Dar, nu, dacă ar fi să discutăm, să avem o discuție completă despre ideologii, n-am mai plecat în asta de aici. Nu. No. O să deci... avem, noi, vine da. mm -hmm. -o. Da, trebuie, nu, bine, de Ba. Da. Trină Da, nu am să dau și un mesaj, Vlad, dacă tu mai ai un mesaj, mi-am pregătit. Te rog. Acum. Bă, eu aș avea un mesaj. Cum nu știu, că avem și noi poze, nu aș fi un mesaj așa final. Dar aș avea un mesaj pentru Gen Z. Pentru că oamenii care, în general, Gen Z, să zicem, aici e ce șoc este ce este Gen pentru că la americani cumva e definit ca începând din anul 95. De exemplu, noi suntem 9-7, no. Dar noi suntem cumva la limită de Gen Z. No. No. Da, da, da. Noi suntem chiar Gen Z. Eu vreau, eu vreau să fiu. Eu mă consider. Dar știu că nu-ți pare să fii bătrân. E ok. Deci, <laughs> <No>. e chestia... mai <laughs> mare frică mea, că cine, tot am părut cine, mai bătrân decât am post... Cine din Gen Z zice BEMEROTA? <laughs> <laughs> Bă, chestia cu Gen Z e că e prima generație care a crescut într-o mare, aproape în totalitate, a zice pe internet. Asta e chestia care... la noi internetul, adică nu știu, e o definiție cumva de lucru, nu este total să zic precisă, dar la noi, de exemplu, internetul a venit, venit un pic mai greu. Gen, cu un an, doi mai târziu, să zic, față de cât au venit în Statele Unite, știi? Uh -huh. Deși modul în care definești, de exemplu, now, baby boomers, știi, uh -huh. e un fel, sunt un pic diferiți față de cum ești la noi, să zic. Deci nu poți să iei, inclusiv cum ai zis tu, să nu iei atât pe gratis anumite concepte care vin de pe net și să le aplici direct la România. Deci asta ar fi mesajul meu și pentru Gen Z. Gen Z, într-un sens, gen, o crescut pe telefon. Și eu crescut, o mâncat ideologie pe pâine într-un sezon. Da. Știi? Da. În același timp, ei cumva au o esență de o generație care poate să schimbe foarte multe lucruri, mi se pare. Gen, ni s-o cam tăia filmul și pe capitalism, nu mai am chef de capitalism în dată. Văd că îi trage pe sfoară, văd că are probleme cu climate change, văd care are probleme cu mental health issues, văd că care probleme cu acceptarea în societate și lucruri de genul ăsta. Numai că ideea e că în momentul de față mi se pare că e o generație extrem de abstractă și care se bazează pe uh, un fel de outrage. Ideea e că dacă vrem să facem schimbări politice pe termen lung, trebuie să fim foarte concreți în ceea ce vrem și trebuie să fim foarte concreți în problemele pe care le identificăm și, în același timp, să fim onești cu noi înșine. Pentru că dacă ne definim, de exemplu, printr-o contradicție cu boomerii sau cu generații care ne-au distrus planeta sau chestia de o să repetăm aceleași greșeli pe care le-au făcut și ei pentru că ne punem pe un standpoint al perfecțiunii morale uh -huh. și, al perfec și al inteligenței și al omiscienței o să repetăm foarte multe greșeli din punctul de vedere. Deci trebuie să fim concreți în ceea ce dorim. Față de și, revendicăm. Și, și revendicăm. Vrem, nu știu, salariul să fie 3500. De ce? Uite că am șapte studii care arată chestia asta și așa se bat cap în cap cu ideologia de dreapta. Pentru asta trebuie să citim foarte mult. Și nu trebuie să luăm toate modelele care vin, de exemplu, de peste ocean, ca să fiu mai abstract și care ne împarte, de exemplu, în anumite tabere de progresiști și conservatori și all that. Trebuie să ne regăsim cumva o identitate și românească și și europeană și intelectual românesc. să zice chiar și este europeană. Și este europeană pentru că și noi față de vest europeni, cum a fost în Europa de vest, uh -huh. n a fost neapărat chiar, să zic, albii care <laughs> da. merg acolo burgheziți așa, știi? <laughs> adică noi a fost niște Asta pot să ți-o zic foarte bine. Da. niște... Asta, asta am vorbit despre asta în podcastul nostru din data trecută. Care? Cu Goian? No, no, da, tot da, noi trei, tot noi trei. Deci uh -huh. noi când am mers în Vest eram așa mai mult mai puțin pe față gen niște pișați care veneau așa necivilizați cumva să ia uh, cum să zic, uh, adevărul de la oamenii din Vest, da. știi? Mm -hmm. Deci din punctul de vedere... Și l-am primit. L-am primit. <laughs> Bă, l-am primit că gen... Da, da, da. A zis că la mine, în departament, în anii în care am fost eu, din patru ani, între întregul câștiga români. Deci, nu am mm -hmm. mers acolo să lucrăm și să învățăm. Mm -hmm. E clar. Știi, dacă zici niște moșteniri comuniste, acolo zici niște moșteniri, nu știu, de ortodoxia din secolul XVIII, pe mi fac da, asta suntem. Mm -hmm. Știi? Deci, din punctul de vedere, Perfect. în Europa de Est, noi dacă ne coagulăm și avem nevoie de coagulare în termeni de a ne aduna, nu de a ne diversifica și mm -hmm. de a ne rupe între noi, mm -hmm. viitorul e aici, în Europa de Est. Viitorul Europei e în Europa de Est. Asta e, that's my take. take. Dar dacă, deja târziu, am început mai târziu, mm -hmm. mi se pare, știi, adică deja trebuia să începem cu anumite chestii. Păi e ca și la chestia că noi avem cel mai bun net din Europa pentru că am fost ultimii care și-au pus net și da. deja tehnologia e, era evolu evoluată. Cel, asta e o chestie dialectică și poate și un fel de memă la nivel așa cultural, că cel din urmă va fi cel din tâi și cel din tâi va fi cel din urmă. Dar asta e, există un avans major în a fi retrograd în anumite puncte de vedere. Există mm -hmm. un avans major, de exemplu, în a fi hipercapitalist până, să zic, acum recent, știi? Pentru că putem să învățăm din ce au făcut, din ce au greșit anumite țări care în momentul de față intră într-un fel de cădere. Dar din punctul de vedere trebuie să citim, man. Trebuie să citim, trebuie să ne împăcăm cu noi și ne trebuie să fim sănătoși mental, trebuie să uh, fim onești față de sentimentele noastre și sentimentele noastre față de ceilalți, să nu ne punem pe standard de morale, să zic așa, gen reinventăm noi planeta. Probabil, fiindcă la noastră, uh, cum să zic, Responsabilitatea va fi să nu mai reinventăm planeta așa de mult pe cum o reinventat în anumite ideologii în secolul 20 și pe cum o schimbă capitalismul care ne vrea să ne facă productivi să lucrăm tot timpul într-un mod permanent. Știi? Deci ăsta ar fi mesajul meu. Perfect. Ai și o carte dacă te ai să citim? Pe cred că acum va fi fost scoasă, nu? Cred. Acum trebuie să garantez cumva într-un viitor anterior că deja am terminat cartea pe când pui podcastul ăsta. Da, da. da Nădeșan, Ar, multe a scris de... o carte despre Hegel și mai se multe... tot trage pe curs și minte că nu o a scris. <laughs> Sunt <tot tembolare. laughs> are o carte despre Hegel, deci asta Bă, ce mai e Bă, nu, e un curs pe care l-am făcut cu mai mulți prieteni, nu e cartea mea. Adică e o carte care a scris majoritatea de mine, dar e un produs colectiv. Super. Deci, din punct de vedere, e o chestie care... Vedeți mai multe, o să detalii la fel. O detalii. Eu am citit un capitol din ea când m-am apucat de can, mi-a dat-o ca să mă ajute. Eu da. super bine scrisă și on point și cu date și... super. I love it. Abia aștept să iasă și să o citesc ca s -a. Deja să am dat banii pe ea, eu mi-am luat-o <laughs> Și am plătit full price, mă doare pulă. Ce trebuie? Eu chiar o susțin da, <laughs> de cu <Adel> Respect, mă. Hai. Vreau și eu un exemplar mă. da, da, Hai, vedem. <laughs> o hai să facem hai. pentru Patreon gata. Mulțumim că v-ați uitat Ceau. Ceau.